Plata se face că e asistent, că e medic, că e infirmier, brancardier, îngrijitor și cei din administrație după legea salarizării. Da, aici am priceput. Acum, de ce apar diferențele astea? Sunt grile? Cum sunt stabilite grile alea? Că eu le-am văzut și de la o lună la alta diferă. De la o lună, deci fiecare asistent, dacă este debutant, are un salariu, dacă are o vechime de 6 luni, alt salariu, dacă este principal, alt salariu. Deci am luat, de exemplu, asistentul, da? În funcție de vechime, este sporul de vechime, da? Gradația este o altă gradație, sunt 5 gradații. Gradația 0, 1 până la 5, asta e în funcție de vechime. După care, fiecare asistent în funcție de secția pe care este, are un spor de secție, da? În afară de pneumologie, unde sporul de secție este de 0, nu au niciun spor, restul asistenților, restul secțiilor au sporuri, da? 15%, 25%, 50% sau cum este psihiatria, 75%, bloc operator, 50%. Lucrează în ture, 12/24. Turele de noapte se plătesc. Sunt două modalități de plată. Ori se plătește cu un spor de 25% orele între 22 și 6, ori cum facem noi și este cel mai corect, se plătesc să ai cel puțin 3 nopți și se dă un spor de 15%. De aici apar diferențele de salarii. Așa, explicați-mi un pic la medici. La medici programul de lucru este de 6 ore, da? De la ora 8 la ora 13, de la 13 la 14 este ora de contravizită. După cum observați, neavând 8 ore, trebuie să facă pentru spital, ca să acopere programul de 8 ore, 20 de ore de gardă. Deci 20 de ore de gardă nu sunt plătite, tocmai pentru a acoperi diferența de ore pe lună. Restul gărzilor, cu contract separat, da, pe gărzi, sunt plătite. Așa, spuneți-mi... Gărzile nu au spor de secție.